pagina în Biblie 992. Pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. <coughs> de răspuns, Simon a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a să spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovară și lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cum, dragii mei, aș dori să ne apropiem de Sfânta Scriptură, de textul pe care l-am citit, au trecut sărbătorile, suntem la ultima slujbă din cadrul acesta, din seria aceasta de slujbe frumoase, în care ne-am simțit mai aproape de cer, ne-am bucurat în cântare, ne-am bucurat de colinde, de mese, de prieteni, de frați. Și iată-ne în 3 ianuarie, ne trezim din această frumusețe, din acest farmec, din această stare de vis și de poveste în care suntem la sărbători. Și de mâine începe viața normală. Cum spun teologii sud-americani, lo cotidiano, viața cotidiană. Să vreau să predic în această seară, plecând de la o întrebare, vreau să vă pun o întrebare tuturor din această seară adunați aici. O întrebare pentru fiecare om care a intrat în locul acesta acum, în 3 ianuarie, în casa lui Dumnezeu. Ce simți la gândul că vacanța e gata și mâine la ora 6 sună ceasul și trebuie să mergi la lucru? Ask yourself! Întreabă-te ce simți sincer, onest, la gândul că mâine începe munca. Desigur, Univers spune, frate vedor, trebuia să prelungești puțin starea asta de sărbătoare, nu să ne amintești că mâine mergem la job. Însă vreau să vă întreb în modul cel mai serios, ce simțiți la gândul că mâine sună ceasul și ne trezim și mergem la lucru? Care este atitudinea noastră față de muncă? Începe un nou an și vreau să ieșim din această frumusețe, de această ferie a sărbătorii. Și să ne gândim serios care este atitudinea noastră față de ziua obișnuită a anului. Mâine e 4 ianuarie, nu mai e sărbătoare, nu mai e Sfântul Cutare. Ce simți? Cum îți trăiești ziua obișnuită a anului? Acea miercure obosită, acea luni dimineață, cum o trăiești? Ce ne învață Biblia despre muncă? Ce trebuie să știm despre muncă? Care trebuie să fie atitudinea noastră față de muncă? Primul rând, dragii mei, mă uitam în Sfânta Scriptură ca să stabilim în introducere câteva lucruri. Biblia ne învață că trebuie să muncim ca să trăim. Foarte important. Toți oamenii sunt chemați să muncească. De mâine începe adevărata viață cu Dumnezeu, munca, nu sărbătorile. Dumnezeu ne-a rânduit încă de la creație ca să muncim. Mă uitam în Sfânta Scriptură că mulți frați cred că munca e un blestem. Dumnezeu a i munca ca să ne blăstăme, ca să asudăm pentru că am păcătuit sau pentru că a păcătuit străbunica noastră Eva. Și mulți cred asta. Îmi amintesc cum spuneam și o altă dată unul din prietenii mei pe șantier, ori de câte ori era zi grea, ori de câte ori se lovea cu ciocanul păstă deget în șantier, striga Evike, Evike în maghiară, adică Evo, Evo, n-ai putut să nu mănânci. Pentru că nu-i plăcea asta munca. Însă m-am uitat în Sfânta Scriptură, frații mei, că munca nu a fost de la cădere. Munca a fost de la creația Neden. lumea perfectă a lui Dumnezeu. Spune cuvântul în Geneza, în capitolul 2, versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o ca lucreze și să o păzească. Munca este o binecuvântare, frații și surori. Ea ne ține, dacă vreți, sănătoși mental, sănătoși fizic, oameni serioși. Munca nu este un blestem de după cădere. Munca nu are legătură cu căderea în păcat. Munca a fost creată încă de dinainte de căderea omului în păcat. Ea este un must, cum zice americanul, o necesitate. Mai mult, ca să facem o diferență, ce se întâmplă după cădere? Blestemul nu este munca, Blestemul este sudoarea și truda. Biblia spune în Geneza capitolul 3, blestemat este pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți câștigi pâinea, să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Munca în sine nu a fost un blestem, munca cu trudă, munca cu sudoare, munca grea a venit în urma căderii în păcat. Însă munca rămâne un mod prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Mă uit chiar la textul de față, frații mei, pe care l-am citit. Eu nu văd aici în textul acesta un Iisus care spune, Petre, ce caustul la nevoa de Petre? Tu umbli cu lucruri de astea firești, cu lucruri slabe, pescuit, construcții. Petre, ai la slujire, rugăciune, post. Asta nu e ceva jos, Nic Domnule să muncești, nu? Iisus în acest pasaj binecuvintează munca lui Petru prin înmulțirea acestor pești. Pasajul din Luca 5 nu ne spune că munca e ceva rău, Petre, lasă-mi dă-le dă încolo, hai la pescui de oameni, nu? Și în acest pasaj Iisus nu sugerează că munca e greșită, ci din potrivă îi schimbă lui Petru geabul. Petre, hai de la o muncă la alta, Dumnezeu nu ne cheamă de la muncă la lenevire. Nu este normal numai să stăm. Oricât de spirituale am fi, oricât de mult ne rugăm și postim, munca face parte din etica oricărui credincios. Și Dumnezeu ne cheamă la asta. Ba mai mult, mă uitam la Domnul Iisus Hristos, exemplu perfect. Parcă mi-e greu să-mi imaginez viața Lui. Noi ne uităm doar la cei trei ani. Din 33 de ani, 34 de ani, Iisus 30 de ani a lucrat. Ați auzit? Iisus n-a ținut nicio predică, 30 de ani a lucrat și trei a predicat. De 10 ori mai puțin a predicat decât a muncit. Însă și modelul Domnului Iisus ne spune, trebuie să muncim ca să trăim. Ba mai mult, Apostolul Pavel, hai să mergem la Pavel, de la Iisus la Pavel, să vedem exemplul lui Pavel. Doi tesaloniceni. Spune cuvântul în 3 cu 10, căci când eram la voi vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, ce zice aici? Nici să nu mănânci. Adică munca este vitală, nu muncești, nici să nu mănânci, să mori. Cu alte cuvinte, munca înseamnă viață, munca este o necesitate. Și spune Pavel, când eram la voi vă spuneam și vă spun și acum, în epistole le spunea, în predică le spunea, creștinii nu au voie să fie oameni leneși. Însă, tot el, mai sus cu câteva versete, ne spune, nu numai că v-am predicat, v-am dat exemplu. Spune acolo, voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Vedeți, lenea este numită neorânduială spirituală. Spune, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Pavel predică și ne dă și o pildă. Eu însu spune Pavel, am muncit cu mâinile mele. Apostolul Pavel? Da. Care avea dreptul, spune aici, să nu lucreze? Da. Ca să vă dau un exemplu. Trebuie să muncim. Însă vreau să mai spun ceva legat de Sfânta Scriptură. Și vreau să mai citim din Sfânta Scriptură un verset sau două din Coloseni. Nu numai că trebuie să muncim. Vreau să vă spun în introducere că Dumnezeu este interesat cum muncim. Cum muncim. El, Dumnezeu, este interesat de detaliul acesta. Mulți cred că munca este un domeniul secular. Duminica în biserică Dumnezeu este prezent, la rugăciune Dumnezeu este prezent. El vrea să fie în familiile noastre, dar la muncă nu-i treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat cum, de how, cum muncim. Este Dumnezeu vrea să fie domn și stăpân peste fiecare colțișor al vieții noastre spune cuvântul într-un verset, patul să fie nespurcat. Și mă întrebam, dar cum, ce treabă are Dumnezeu cu patul meu? Dumnezeu se bagă până și în patul meu? Da! Când te-ai întors la Dumnezeu, când te-ai pocăit, până și patul este controlat de cel care este stăpân și domn în veci de veci. Iisus Hristos este numele Lui. Frații mei, munca nu este un domeniu în afara controlului Dumnezeu. Dumnezeu este interesat cum muncim. Și spune Colosei în capitolul 3 cum trebuie să muncim. Auziți, și orice faceți, versetul 17, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl Amin. Mai jos, versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul nu ca pentru oameni. Slăvit să fie Domnul! Frate mei, Dumnezeu spune clar, vreau să munciți din toată inima voastră, orice cui bateți, orice haină spălați, orice tiv coaseți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul! Frate mei, pun o întrebare acum la final. Ce ar vrea să schimbi? Ce ar vrea Dumnezeu să schimbi în 2016? La felul cum muncești. Întreabă-te. Ce ar spune Domnul Isus dacă ar veni cu tine la servici mâine și ar intra în șapul tău, la birou tău? Ce crezi tu că ar schimba? Ce nu-i place oare acolo? Titlul predicei de astăzi este Isus, colegul meu de muncă. Nu e așa că îl vedem pe Isus ca vindecător, îl vedem ca mântuitor, răstignit, eliberator de duhuri, un mare predicator al istoriei, întemeitorul creștinismului, răstignit și înviat. Dar nu-l vedem ca și coleg de muncă. Cum arată Isus colegul meu de muncă? Cum ar fi viața mea la servici dacă Isus ar fi în carne și oase, cu mine la muncă în fiecare zi? Textul de azi, dragii mei, ne prezintă doi oameni la servici. Fiecare făcându-și geabul. Unul e Petru și altul este Domnul Isus. Găsim aici un Petru, dacă vreți să începem, hai să începem cu Domnul Isus. Domnul Isus spune Scriptura că predica Evanghelia. Aceasta era lucrarea pe care Domnul Dumnezeu i-a dat-o să o facă în timpul vieții. Și spune cuvântul aici, pe când se afla lângă lacul Genezaret, îl îmbolzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescari ieșiseră din ele ca să-și spele mrejele. S-a suit în una din aceste corăbii, care erau lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și învăța pe norabde din corabie. Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia așa de frumos, parcă îl văd cu pasiune parcă l văd cu dragoste, împlinindu-și geabul. Și așa de bine predica încât noroadele dădeau buzna, sute și mii de oameni îl îmbulzeau. Și Domnul Iisus transformă plaja aia într-un anfiteatru și coboară în compas, și în compas, și în compas, și se trezește în mare. Atât de mulți oameni veneau. Văd un Iisus pasionat de lucrarea pe care o făcea. Văd un Iisus plin de dragoste, care predica Evanghelia și miile de oameni se îmbulzeau să-L asculte pe cel mai mare învățător al istoriei. El nu merge la geab plictisit, obosit, mahmurit, ci merge plin de pasiune și stă în corabie și predică. Și vedem aici succes. Îl îmbulzeau noroandele. Vedem aici rezultate, vedem pasiune. Domnul Iisus, și imediat după ce Isus se retrage, zice că vede două corăbii. Și acolo găsim un alt muncitor la biroul său, Petru. Despre Petru, Biblia ne spune în versetul 5: Dreptă spun, Isus Simon a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ce vă sugerează dumneavoastră? Pasiune? Doamne, lasă-mă în pace, sunt tura de noapte. Obosit, sătul! Și -o spune cuvântul acolo că își spăla omreajele, își târa omreajele goale. Lipsă de pasiune. Doamne, toată noaptea am muncit și nimic. Frustrare, dezamăgire, sătul. Lipsă totală de pasiune. Dragii mei, statistica spune că aici în America ne petrecem 83.000 de ore din viață muncind. Dați seama ce mult, 83.000. Unii cred că bate suta. 100.000 de, de ore petrecem la servici. Cum le petrecem? Ce simțim acolo? Statistica spune că o treime din americani declară la poluri, îmi urăsc slujba, îmi urăsc geabul, I hate it. Două treimi din America, mai mult de jumate, mult mai mult, lucrează într-o carieră greșită, nu-i cariera lor, n-au nimerit-o. Ghici când sunt cele mai multe sinucideri în America, duminica seara. Când sunt cele mai multe infarturi în America? Luni dimineața când oamenii merg la lucru, pentru că nu-și iubesc slujba. Primul lucru pe care îl învățăm în această seară, dragii mei, văzând aceste statistici, înțelegem că cei mai mulți oameni își urăsc locul de muncă în America. Însă învățăm de la Domnul Isus că trebuie să avem pasiune pentru munca pe care o depunem, amin? Iubește-ți geabul, iubește-l! Muncește cu dragoste! Mulți oameni spun, domne, am greșit slujba, trebuie să o schimb. E adevărat. Uneori da. Să știți că uneori trebuie schimbată slujba. Eu personal am mers la Politehnică cu gândul că o să fac bani, era moda, nu era voia lui Dumnezeu, cred, dar eram tânăr, plin de viață, nu știam prea mult, am zis, mă duc la Politehnică, voi fi IT inginer, o să programez și fac bani. N-am lucrat nici măcar o oră în viața mea nici măcar pe gratis în această meserie, pentru că nu a fost domeniul meu. Și am schimbat domeniul și am fost fericit. Însă de cele mai multe ori, dragii mei, nu este problema atitudinii, nu este problema geabul, ci este problema atitudinea mea nu trebuie să-mi schimb geabul. Cei mai mulți dintre dumneavoastră nu trebuie să schimbați geabul. Că se pune întrebarea ce fac dacă îmi schimb geabul, ce mănânc până schimb geabul, cu ce plătesc cheltuielile, cine îmi plătește bilurile, cine îl plătește școala și reprofilarea. E greu de văzut. Până una alta, dragii mei, haideți ca în 2016 să ne schimbăm atitudinea față de muncă. Amin? Asta nu e o prerică de aia spirituală despre Duhul Sfânt. Nu strigă nimeni aleluia, dar este o predică importantă pentru că ne învață să trăim de luni până sâmbătă. Din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să trăim cu pasiune această dimensiune a vieții noastre. Descoperă frumusețea meseriei tale. Descoperă plăcerea, pasiunea. Este. Fiecare meserie are farmecul ei. Tu poți lucra ca o mașinărie sau poți lucra ca un om. Poți lucra cu dragoste sau poți lucra în scârbă. Poți lucra cu mulțumire sau poți lucra cu nemulțumire. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea dragoste, pasiune și mulțumire. Să lucrăm, să descoperim frumusețea slujbei noastre. De ce mai multe ori problema este că nu avem etica aceasta muncii, de aia nu ne place nimic. Și am văzut că la omul care nu-i place, nu-i place nimic, domne. Apă în construcții mă doare spatele pe la birou mă doare nu știu ce, că stau prea mult jos. Dacă lucrez la computer, mă dor ochii. Dacă nu știu ce, mă doare. Omule, dacă nici o meserie nu-ți place, se prea poate că e o problemă cu tine. Personal de mic copil am crescut cu etica muncii. O educație spartană. În România bătaia era la ordinea zilei. Și când terminai temele era grădina. Când terminai grădina era curățenia și dacă mai rămânea timp de fotbal. Și nu prea mai rămânea. Învățați-vă, copiii de mici, această etică a muncii. Ca să descopere frumusețea muncii. Vreau să vă spun ceva, am lucrat multe meserii. În fiecare am găsit frumusețe. Descoperă ceva în geabul acela. Am lucrat ca și constructor și am construit o biserică întreagă și mi-amintesc bucuria aia de a descoperi că zidul e drept. E o frumusețe să pui bolobocul și să fie drept. Bucuria aia că terminai peretele și spuneam noi, îi domne, îi sticlă, e o îl șlefuiam, îl gletuiam. Este o frumusețe în asta. Am trecut la tâmplărie, mi-a plăcut când terminam ușa și era colorată, era frumoasă, era lăcuită, o șlefuiam, era frumos, era o satisfacție extraordinară. Am trecut la librarian, am fost bibliotecar, Satisfacția aia de a pune cărțile în ordine, de a le cataloga, de a le găsi la locul lor, e o frumusețe. Iar acum slujesc, vă cum vedeți, ca și păstor, și încă încerc să descopăr frumusețea acestei slujbe. Sper să o găsesc până la urmă. Am doar un an de slujbă. Care este frumusețea în meseria ta? Nu există meserii nobile și meserii, cum spun americanii, mini-jobs. Asta e o minciună conform Sfintelor Scripturi, toate meseriile sunt nobile. Orice muncă este o muncă binecuvântată. Mulți spun, mă, dacă aș fi eu CEO, păi normal că mi-ar place jabu? da, asta, domnule. Păi dacă aș fi eu, domnule, dacă aș avea meseria cu tare, aș lucra la bancă, dacă aș fi inginer, da, mi-ar plăcea. Dar aici, domnule, asta nu e muncă. Orice muncă, conform Sfintelor Scripturi, este o muncă pe care poți să o faci cu pasiune. Spune cuvântul în Colosseum 3, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Am stat de mult cu câțiva oameni de vorbă aici în America și am întâlnit cel puțin trei, dacă nu mai mulți, care mi-explicau cu pasiune cât e de frumoasă munca de caregiver. mi, -mi spunea dacă ai vedea ce frumos e, este o pasiune și acolo. Am văzut oameni pasionați, zic, îmi place, parcă e bunicul meu. Când cu el? Mă rog cu el. Colindăm împreună. Citim Biblia împreună. Este o plăcere fantastică, îmi spunea cineva, să știu că ajut pe un bătrân care nu mai are pe nimeni. E ceva extraordinar. L-am botezat, cea unul. M-am purtat cu el ca și cu un bunic în casă la noi. Și mă uitam la ei și i-am admirat pe oamenii aceștia. Și am spus, ce mare lucru să faci munca cu pasiune. Citeam un, un, o istorie frumoasă a lui fratele Iun. Recomand cartea Heavenly Man sau Omul Ceresc oricărui frate și soră din această biserică. Fratele Iun a trăit în China și a suferit foarte mult pentru credință, a postit 57 de zile, a fost un om care a ajuns să experimenteze minuni ca în vremea apostolilor și povestea el că la un moment dat a fost trimis într-un lagăr de muncă forțată. Ce poți să găsești plăcut într-un lagăr de muncă forțată? Și acolo, spunea el, munceam 14 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, muncă, muncă, muncă. Și unde crezi că l-au repartizat? Spunea el, m-au repartizat la Hazna. Creștinul ăsta nenorocit, în fiecare zi, 14 ore, căra cu găleata excremente umane și le vărsa într-o într grădină ca să aducă fertilizare pentru culturi. Și povestea omul acesta despre părtășiile lui cu Dumnezeu. La o muncă de jos. Spunea, mă sculam la 5 dimineața și mă rugam cu Dumnezeu. Stăteam cu el de vorbă o oră. Veneam seara la nouă, rupt. Și aveam o oră de părtășie cu Dumnezeu. Mă rugam la ora nouă. Spunea un alt deținut, tot în China, spune, am lucrat 18 ani de zile într-un lagăr în China, tot la Hazna. Și spunea, mi se impregnase în piele mirosul acela izbitor, spune. Însă, când mergeam acolo la Hazna, eram cel mai fericit, pentru că acolo nu mă verificau comuniștii, zice. Și spunea el așa de frumos, când mergeam acolo, mă simțeam ca într-o grădină cu Dumnezeu, era grădina mea. azna aia era grădina mea cu Dumnezeu. Mă rugam, cântam, eram cu Dumnezeu la serviciul meu și mă bucuram de munca pe care o prestam. Dragul meu, noi nu mai lucrăm în lagăre, nu mai suntem maltratați de Hitler, nu mergem să lucrăm ca în vremea comunismului. Avem locuri de muncă onorabile, chiar și gunoierii din America. Nu pun mâna pe gunoi, văd cum vin cu mașinile, au acolo manete, e ușor. Haideți să căutăm să ne iubim slujba. Tot ce faceți, spunea Domnul Dumnezeu, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Amin. Mai mult cuvântul de aici, din această seară, spune așa de frumos că s-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Și a început să învețe pe noroade din corabie. Iisus se folosește de barca lui Petru. Petre, vreau să predic din barca ta. Păi, tăi geamul meu, Doamne, ce te bagi aici? Tu ești cu biserica. Nu vreau să predic din barca ta. Și ce mi se pare și mai interesant e că Domnul Isus nu prea e politicos, nu completează o cerere, nu spune, Petre, te rog frumos, lasă-mă. Spune că s-a suit în barcă și a început să predice. Nu e un pic cam nepoliticos? Eu cred că versetul acesta ne învață ceva. Că Dumnezeu, că Domnul Isus este stăpân pe barca noastră. Amin? El nu cere voie pentru că era barca lui. Petre, asta e barca mea. Versetul acesta mie mi-amintește că, de fapt, El, Dumnezeu, este Domn peste toate serviciile noastre. Isus este Domn peste toate geaburile noastre și El vrea să fie glorificat prin barca ta. Pentru tine barca ta probabil că este uh, un birou, un taxi. Pentru tine barca este un cabinet, poate un medical stomatologic, este un șap. Este un spital. Ala e barca ta. Însă, Domnul Isus Hristos îți spune și ție: Vreau să mă folosesc de barca ta. Geabul tău, Petre, e geabul meu. Geabul tău, Emanuele, Ioane, Maria, este geabul meu. Taxiul pe care îl conduci e taxiul Domnului Isus. Spitalul în care lucrezi este spitalul lui. Tu lucrezi pentru el cabineții pe care faci, zidurile pe care le zidești, bătrânii pe care îi îngrijești, sunt ai lui, este businessul lui, este geabul lui, tu lucrezi pentru el. E barca lui, nu e a ta. Tu lucrezi cu el. Domnul Dumnezeu, vreau să spun această seară, în al doilea, la început de an, vrea să fie glorificat prin slujba ta. Domnul vrea să fie slăvit prin jobul tău. Domnul vrea să se glorifice prin businessul tău. Puțin spunem amin. Poate că ne este rușine cum facem business. Poate că ne este rușine cum lucrăm. Însă da, Dumnezeu vrea să fie glorificat prin felul în care lucrăm. Este o pictură frumoasă numită Angelus, pictată aici în America, prin 1849, în care un țăran și o țărancă se roagă la câmp dimineața. Și în spate undeva în zare se vede biserica cu turlă și cu cruce. Însă interesant este că în pictura aceasta de Jean Millet, Jean-François Millet, lumina din pictură nu cade nici pe țăra, nu-i se vede fața clar, nici lui, nici ei, nici pe biserică. Lumina cade pe furcă și pe robă. Subtilă idee. Domnul Dumnezeu își pironește ochii pe lucrul mâinilor noastre. Nu numai pe rugăciunile noastre, nu numai pe adunările noastre, ci El se uită la lucrul mâinilor noastre. Pentru că Dumnezeu vrea să se slăvească prin munca ta. De asemenea, putem spune din Sfânta Scriptură că munca noastră este o formă de închinare. Munca este o slujbă duhovnicească. Păi când spune acolo, faceți toate lucrurile ca pentru Domnul. Păi pentru Domnul ne rugăm, pentru Domnul cântăm, pe... dar și la muncă, tot ca pentru Domnul. Când bat cuie, fac o slujbă duhovnicească. Când cos ceva, când mamele la bucătărie și fac de mâncare, ele fac o slujbă duhovnicească. Marea noastră problemă, dragii mei, Știți că nu ne dăm seama de lucrul acesta. Vedeți, în limba română este un joc de cuvinte interesant când spui mi-am luat o slujbă nouă, în engleză nu e la fel. Slujbă înseamnă și slujbă religioasă și job. În românește, cuvântul job se traduce prin slujbă. Am o slujbă nouă, slujba slujbă de nu știu ce. De zidar sau știu eu. Deci, ca atare, limba română sugerează că de fapt amândouă sunt slujbe. Știai că de fapt șapul tău este un templu? Știai că atunci când lucrezi la tine acolo, în atelierul ăla, tu de fapt aduci jertfe sfinte? Știai că atunci când faci de mâncare la bucătărie, tu, mamă, care ai copii mulți, tu de fapt aduci pe altar niște jertfe lui Dumnezeu? Știi că biroul ăla la care lucrezi este un altar? Spitalul ăla e un templu? Și tu de fapt te închin lui Dumnezeu? Vedeți, Dumnezeu nu separă secularul de laic. Secularul de sfânt, de sacru. Noi separăm. L-am închide pe Dumnezeu în biserică. Doamne, stai aici. Te găsim duminică. Și de aceea când venim duminică, spunem, Doamne, bine am venit, bine ați venit, ne întâlnim cu Domnul. Păi Domnul e cu noi acolo. Nu uitați, pentru Dumnezeu, frați și surori, miercurile sunt la fel de importante ca și duminicile. Marțea, joia, e la fel de importantă ca și duminica. Suntem într-o închinare permanentă. Barca mea este amvonul lui Iisus Hristos. Eu spus, pete, vreau să predic din barca ta. Iisus vrea să predice în 2016 din barca ta, Ioane și Maria, din barca mea. Vrea ca prin slujba mea Dumnezeu să fie glorificat. În sensul acesta, dragii mei, toți avem slujba de preot. Toți suntem preoți. Dacă mergi data viitoare să completezi, acolo un CV sau o cerere, când te întreabă ce ai lucrat înainte, scrie preot. Toți suntem preoți. De aceea acest Petru înțelege după ani și ani și scrie voi sunteți o preoție împărătească. Pun o întrebare, frații mei, acum ca aplicații, ca să nu vorbim așa din Scriptură fără aplicații, cum poate fi Dumnezeu glorificat prin munca mea? Cum poate Dumnezeu să facă din munca mea în vonul Lui? Nu din muncă, prin muncă. Nu în timp ce muncesc să predic. Aici mă refer la munca în sine, ea este o predică. Cum poate munca mea să fie o predică? Cum pot să-l glorific pe Dumnezeu prin, prin asta? Primul, rând, dragii mei, vreau să subliniez ceva foarte important, răscurt. Una este calitatea muncii. Eu acum stau de un an, doi pe aici și m-am întâlnit cu unii, cu alții. Ortodoxi, pentecostali. Nevrând românii, sunt cam într-un network închis, cam geamurile le facem noi cu noi. Ne mai luăm câțiva mexicani pe lângă dar noi, cam contractăm de la unii la alții. Și am început să întreb, cum lucrează X? E în biserica noastră, mă interesează. Oh, are prețuri umflate, zici? Crezi că lui Dumnezeu îi place și este glorificat când munca ta e supralicitată? Dar cum lucrează Y? Păi ce Y? are prețul bune, dar fușăreaște rău de tot. Crezi că Dumnezeu e slăvit printr-o muncă de doi bani și trebuie plătit altul să vină să repare ce ai făcut tu? Și ești bucuros că ai plecat cu banul și o rămas clientul cu o muncă de doi lei? Frații mei, Dumnezeu este slăvit prin calitatea muncii. Când spune acolo, faceți ca pentru Domnul, se referă în primul rând la calitate. Să fie calitate ca pentru Dumnezeu. Omul care face o muncă de calitate este un om care predică prin asta. Spune Proverbe, cartea Proverbelor 22 cu 29: Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, adică un om care face calitate, acela poate sta lângă împărați. În toate culturile. În toate perioadele istorice, oamenii care au fost deștepți, oamenii care au fost meseriași, oamenii care au lucrat bine, un preț bun și o calitate ca atare, au fost apreciați. Dumnezeu vrea să fie glorificat prin această calitate. Amin. Iarăși puține aminuri. Nici nu mă aștept să fie multe aminuri la predica asta. Că numai noi știm cum lucrăm. De asemenea, Dumnezeu e glorificat ca să aplicăm prin relațiile cu clienții. Frații mei, nu uitați, Biblia ne spune, da, al vostru să fie, da, nu poate. Avem termene de respectat, contracte, e greu, e greu. Însă Dumnezeu vrea să fie glorificat prin această seriozitate în ce privește relațiile cu clienții. Doamne ajută-ne la aceasta! De asemenea, Dumnezeu vrea să fie glorificat prin dărnicie. Spune Iacob, spune cartea Efesenilor, Apostolul Pavel, în Efeseni, în capitolul 4, are să citim cuvântul acesta, Cine fura să nu mai fure, versetul 28, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Ca să aibă cu ce să dea celui lipsit. Noi nu muncim mai ca să trăim. Dumnezeu se glorifică prin faptul că din munca noastră noi binecuvântăm pe cei lipsiți, slăviți să fie Domnul. Și, desigur, nu vorbim despre asta acum, în al patrulea fel, așa ca niște aplicații scurte, corectitudinea noastră față de guvern. Toate astea împreună, asta e altă predică. Taxe, impozite, dărnicie, relațiile cu clienții, calitate, astea sunt o predică aparte, însă Dumnezeu vrea să se glorifice în 2016 prin munca mea. Amin. De asemenea, frații mei, mă uitam în text aici și nu pot să nu observ că, până la urmă, Domnul Isus nu este un profitor. Nu abuzează de geabul lui Petru. Petre, dă-mi barca aia mea, tu care te După ce termină predica, Domnul Iisus spune, Petre, depărtează barca la adânc și aruncă mreaja în partea dreaptă pentru pescuire. Doamne, toată noaptea, nu are rost, sunt frustrat, am fost în tură de noapte, nu e și nimic, lasă-mă. Dar la cuvântul tău, arunc. Și spune cuvântul așa de frumos. După ce le am aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Dragi și business businessul, munca în parteneriat cu Isus este binecuvântat. Unde Domnul Isus este invitat ca partener în orice muncă, El binecuvintează. Scopul lui nu doar să se folosească de barca mea să predice, el este preocupat de binecuvântarea noastră. El în 2016 ne, ne, promite că ne va binecuvânta lucrul mâinilor noastre, slăvit să fie Domnul. Domnul vrea să ne binecuvinteze. Însă, dragii mei, vreau să, văd ce, vreau să ne uităm ceva aici. N-aș vrea să rămânem cu un mesaj al prosperității. Ia-l pe Iisus în barcă și o să crească vânzările ia pe Iisus în barcă și o să ai bonusuri. ia pe Iisus în barcă și de la pescuit în Galileea ajungi în Caraibe. Nu asta e. Nu asta ne învață textul de față. Vreau să observăm ceva. Când s-au umplut mrejele de pești și era plin de pești în al lui Petru că să scufundează ce Biblia, unde se uită Petru? Spune cuvântul așa. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, ce a văzut? s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Petru nu s-aruncă pe pești, cum am fi făcut noi, să ia în pe toți, să-și facă poze, să-și pună pe Facebook, peștii mei. Nu, Petru, primul lucru să duce și să roagă, Doamne, sunt un păcătos. Lui Petru nu-i sclipesc peștii, nu-i sclipesc dolari în ochi, ci se duce la Domnul Isus, sursa binecuvântărilor. El este preocupat nu de pești, ci de persoana lui Isus care poate să binecuvinteze. Isus Domnul, Isus care poruncește mării, Isus care dă pâine, Isus care dă geaburi, El este în centru. Dragii mei, binecuvântarea materială, vreau să fie foarte clar, este condiționată de o relație personală cu Isus. Nu vreau să rămânem la mesajul Evangheliei Prosperității ca și cum binecuvântarea în fi, ar fi un fel de automatism. Dă zecioală și vei fi, nu, Frații mei, cine dă zecioală și nu are o relație cu Isus, nu va fi binecuvântat. Nu e automatism. Dă zecioală, simboluri biblice, versete biblice pe cutii de pizza ca să ne meargă bine, hai să punem semnul crucii, versete biblice prin birouri, Christian business, e la modă în America. There's no Christian business. Relația mea cu Hristos dă binecuvântarea și nu faptul că dau zeciuiala, nu faptul că pun o cruce, nu faptul că pun un pește, nu faptul că listez un verset biblic pe cutia de delivery, nu! Relația mea cu Domnul Isus este cea care dă binecuvântarea peste noi și peste businessurile noastre. Cu alte cuvinte, dragii mei, mi-aș dori să avem o relație autentică cu Domnul Isus Hristos. Că de acolo vin toate binecuvântările noastre dărnicia la biserică e prea puțin, dacă nu te rogi, dacă nu postești, nu citești Biblia, nu ai o relație cu Isus, nu vei avea binecuvântare. De asemenea, vreau să ne uităm aici la ceva. Petru, măcar că e frustrat, obosit din tura de noapte, ascultă. Doamne, n-am chef, să obosit, dar la cuvântul tău. Vedeți, ascultarea nu are pielea de găină întotdeauna. Ascultarea nu înseamnă neapărat lacrimi, worship. Uneori ascultarea este rece, dar este ascultare. Mulți oameni sunt emoționali, dar ascultă. Emoționalism, iubim pe Domnul Isus. Cum mai vin tine, spun, Dad, mom, mi-am găsit boyfriend sau girlfriend. Și? Oh, he loves Jesus. So what? Cum trăiește? Nu-și he loves Jesus? Cum trăiește? Are o relație de ascultare cu Domnul. Păi drogat, păi e tatuat, are creastă, cercei în toate urechile și Dar he loves Jesus. Ascultarea de Domnul face mai mult decât orice emoționalism. Petru, ascultă de Isus la cuvântul tău. Am să arunc, Doamne. Binecuvântarea în business, frașă, este condiționată de ascultarea de Domnul, de călăuzirea Duhului Sfânt în business. Păi cum? Noi credeam mulți că, de fapt, călăuzirea e pentru căsătorie, e pentru rugăciune, dar ce, trebuie să întrebăm pe Duhul Sfânt în business? Yes! Petru aruncă când zice Domnul Isus și unde aruncă Domnul Isus. Petre, acolo, în partea dreaptă. Acum, nu azi noapte, acum. Altfel arată un business în care îl întreb pe Domnul, Doamne, când, cum și unde să investesc. Și vă întreb ceva, nu era bine dacă întrebam pe Domnul în 2008? Nu era mai bine? Nu am crezut românii că Domnul Dumnezeu nu se pricepe la real estate. Doamne, tu ești cu biserica, noi le facem din pix. Domnul Dumnezeu vrea să se implice și în real estate, și în construcții, și în spital. La fiecare acțiune, roagă lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să tun capul acesta. Doamne, ajută-mă să zidesc zidul acesta. Doamne, ajută-mă să costivul acesta. Doamne, fi cu mine acum, azi. La ce faci tu acolo? Cum spune acolo așa de frumos Moise, Doamne, în psalmul 90, un psalm frumos, spune, fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da! Așa se încheie psalmul acela cu anii și cu zilele. Întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin! Roagă-te lui Dumnezeu! Implică-L pe Dumnezeu! Întreabă-L, Doamne, vrei să cumpăr sau nu? Vrei să iau lucrarea asta sau nu? Păi cum dacă intă 50 de mii plus? nu bine binecuvântare? Nu! Uneori binecuvântările astea aparent îți ei pierde sănătatea, pot fi pagube, pot fi țepe, cum spune noi românii, noi nu știm. Dumnezeu vrea să-L asculți în business. Și nu mă refer la călăuzire, să că la fiecare pas sunăm la proroc. Frate proroc, trebuie să cumpăr casa, nu. Frate proroc, trebuie să iau lucrarea. Nu asta e. Eu văd despre o călăuzire personală, o relație cu Domnul Isus, în care mă rog și îl întreb și am pace și îi spun, Doamne, călăuzește-mă. De când am venit în această biserică, insist și spun că lăuzirea nu e doar prin profeție, sunt cel puțin șapte sau chiar opt metode pe care Domnul vorbește. Oricare din ele, însă e vorba să avem noi o relație cu Dumnezeu, să-L întrebăm, Doamne, unde s-ar umbreaja? Petru ascultă de Dumnezeu, nu numai la biserică, Petru ascultă de Dumnezeu și în business. Și câteva aplicații, că timpul e gata. Ce zici? Dacă Isus ar fi în carne și oase, nu a tot prezent, ne imaginăm a tot prezent, Isus întrupat în carne și oase, cu tine la birou, cu tine la spital, cu tine la șap, ce ar face Isus joi la șase? Vrem binecuvântare fără să ascultăm. Imaginează-ți-l om, așa ca mine, cu tine la servici toată ziua, de la șase p.m. la șase p.m. Ce-ar face Isus la 6 p.m. joi? Când frații lui s se adună la casa Domnului. Cred că ar pleca. Și te întreb, cum poți să stai tu o oră sau două la șap, fără el? Ce binecuvântare ai tu când el pleacă? Puneți-vă o întrebare onestă, câți bani ați făcut în 2015, în orele alea două, din miercuri seara? Miercuri de la 8 la 9. Câți bani ați făcut? Și unde-s? Vrem ca Domnul să ne binecuvinteze, dar în termenii noștri. Domnule, tu binecuvintează, noi facem business cum știm noi. Cum vrem noi, Doamne, noi ne facem programul, Tu pleacă. Eu cred că ascultarea de Domnul Iisus Hristos înseamnă și să ascultăm în ce privește programul. Doamne, cât vrei să lucrezi azi? Doamne Iisuse, nu-i prea mult 12 ore, nu-i prea mult 10. Întreabă-L. Binecuvântarea târnă de ascultare. În business. Dragii mei, aș să închei cu un ultim gând. Să a cu liniște. Pentru că știm că trebuie să schimbăm multe. Dacă de mâine luăm pe Iisus la muncă cu noi, colegul ăsta ar fi tare capricios, ar schimba foarte multe. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să schimbăm lucrurile acelea. Chiar dacă Iisus n-ar veni și nu va veni în carne și oase mâine, dar să ne întrebăm onest, Doamne, ce vrei să schimbi? la pescuitul meu, la barca mea, la munca mea, în anul 2016. Și în ultim gând, dragii mei, Iisus îi spune, Petre, lasă barca, te voi face pescar de oameni. Puțini oameni au chemarea aceasta. Chiar Domnul Iisus Hristos a combinat munca și misiunea Pavel a combinat munca și misiunea. A găsim pe Pavel că predica în Corint și muncea. De luni până vineri muncea, de duminică până vineri. În sabat, spune Scriptura că împărtășea cuvântul. Și de luni până sâmbătă, dacă lucra el acolo, duminică până vineri, lucra cu Acuila și Priscila. Toți oamenii din lumea aceasta sunt chemați să combine misiunea lui Dumnezeu, misiodei, cu munca. Însă nu uita, dragul meu, vreau să subliniez ceva foarte important. Toți oamenii sunt chemați să se implice în împărăția lui Dumnezeu dincolo de munca lor. Iisus vrea să te folosească pentru împărăția lui Dumnezeu dincolo de viața ta profesională. Adică nu ajunge să dai bani la biserică, nu ajunge să susții lucrarea lui Dumnezeu. Nu ajunge ca tu să fii, ca Dumnezeu să fie slăvit prin munca ta. Dumnezeu vrea să îți faci timp să te implici tu personal în împărăția lui Dumnezeu. Chemarea de a fi pescar de oameni este o chemare universală. Toți suntem chemați să fim pescari de oameni. S-a creat o, o, dihotomie în biserică. Ăștia cu pescuitul pe stage, iar noi sponsorizăm. Nu! Este o, o distrugere a Bisericii moderne. De aceea merge greu Biserica. Pentru că am uitat ce a spus Domnul Iisus, Petre: Vino după mine, te voi face pescar de oameni. Toți frații mei, că lucrăm în zidărie, că lucrăm în spital, că lucrăm în șapuri, că avem business, că suntem bogați, milioane, suntem chemați să fim pescar de oameni. Nu ajunge să susținem, să sponsorizăm, să ajutăm lucrarea făcută de alții. Trebuie să tăiem din programul nostru, să venim la casa lui Dumnezeu, să ne implicăm noi cu darurile noastre spirituale. De ce am ajut numai cu bani? Dumnezeu a pus în mine daruri spirituale, darurile Duhului Sfânt. Când le folosesc pe alea? Trebuie în programul meu să-mi fac timp. Nu este chemare mai mare decât aceea vetea te voi face pe de oameni. Dragi frați și surori, doctorițe, doctori, asistente, muncitori, businessmen, suntem oare gata ca în anul 2016 să ne tăiem din program și să ne implicăm în misiunea lui Dumnezeu în această lume? Să venim la rugăciune, să lăsăm darurile Duhului Sfânt să lucreze în noi și prin noi, să căutăm cuvântul, rugăciunea, vindecarea, postul, Dumnezeu vrea să se folosească de tine și de mine dincolo de viața noastră profesională. Da, vrea să fie glorificat prin barca mea, prin munca mea, prin calitate, prin seriozitate, vrea. El vrea să fie colegul meu de muncă, vrea să vină acolo să binecuvinteze. El va binecuvânta munca noastră, amin. Dar nu uitați, dragii mei, El vrea. El vrea să și ne implicăm pentru pescuit. Tot mai puțini oameni vor să se implice în biserica lui Dumnezeu. De ce? Pentru că plătită mai slab. Nimeni nu plătește orele de repetiție, în timpul la faci o 400 de dolari. Dar știți care este vestea bună? Dacă orele împărăției sunt plătite rău aici, pensia o să fie mare. Dar e adevărat, orice alt business e plătit bine. Să vii la adunare, la rugăciune, să vii la repetiții, nu plătește nimeni. Dar Dumnezeu în ziua răsplătirilor va plăti cu o pensie extraordinară, o răsplătire extraordinară. Vă chem acum, dragii mei, să ne facem un bilanț al anului 2015 și să spunem, Doamne, vrem să fii colegul nostru de muncă. Când tu vii la șapte, la 6 m, să fiu și eu acolo. Să lucrez ca pentru tine, Doamne. Când tu pleci la 6 p.m. și mergi la adunare, să plec și eu și să-l încui. Vreau să fac calitate, Doamne, ca pentru tine. Vreau să fiu serios, ca pentru tine. Doamne, vreau să mă binecuvintez, vreau să ascult de tine. Și fiecare geam pe care o fac să fie în ascultare de tine. Fiecare investiție pe care o fac să fie în ascultare de tine, Doamne. Și mai mult decât orice, dragii mei. Cu pasiune. Nu oricum, cu pasiune. Doamne, cum ai predicat tu? Cum ai muncit tu ca dulgher? 30 de ani supus, ascultător. Vreau să muncesc cu dragoste. Nu vreau să fiu, Doamne, din acei două, treimi din americani, plictisiți, obosiți să sătui de geaburi, ce să fiu de acei puțini care lucrează cu dragoste. Găsește pasiune în ce faci. În orice meserie este ceva frumos. Lucrează cu dragoste, ca pentru Domnul. Și în cele din urmă, dragii mei, aș dori ca noi toți să nu uităm că suntem chemați să fim pescari de oameni. Doctori, ingineri, meseria ca meseria, fă timp să te implici în misiunea lui Dumnezeu pe pământ. E cea mai înaltă chemare, dincolo de orice meserie, de orice meserie nobilă, zicem noi, este cea mai nobilă chemare. Petre, vină după mine. Emi, Ioane, Maria, vreau să te fac pescar de oameni. Și fie ca Dumnezeu să mântuiască oameni în 2016 în Biserica Elim. Prin evangelizarea pe care o voi face tu și eu, acolo la locul de muncă, oriunde voi ajunge, să nu uităm, suntem chemați să fim pescar de oameni. Și Dumnezeu să binecuvinteze anul 2016, amin? Și El să binecuvinteze toate businessurile noastre, amin? și El să fie cu noi la spital, să fie cu noi la muncă, să fie cu noi oriunde mergem, în restaurante, de pretutinde, în mâna Domnului să fie peste noi și peste casele noastre. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare acum, dragii mei.